Laboratorul este un furnizor de servicii medicale foarte important. 70% din deciziile clinice se bazează pe informații derivate din testele de laborator. Pe de altă parte, activitatea laboratorului se desfășoară în spatele ușilor închise. Este un spațiu cu acces restricționat. Activitatea noastră, deși este înalt procedurată și folosește tehnologie foarte sofisticată, cu o forță de muncă de înaltă calificare, este o activitate destul de invizibilă pentru alte specialități și pentru pacienți. Dar uneori laboratorul are ocazia să iasă din anonimat și aș dori să vă împărtășesc câteva din experiențele noastre legate de acest lucru. În urmă cu 10 ani ne confruntam cu o situație specială. Era vorba despre infecțiile congenitale. Mă refer la femeile însărcinate, care în cursul sarcinii puteau să contracteze o boală infecțioasă, cu posibilă transmitere la făt. În acel moment, testele de laborator erau limitate. Erau situații clinice în care nu puteai să răspunzi foarte corect la întrebarea: este o infecție acută sau nu? Este o infecție latentă, acutizată? Din acest motiv, recomandarea de întrerupere a cursului sarcinii era dificilă și greu de asumat. În acel moment, practic, erau avizate 3 specialități: specialitatea de obstetrică-ginecologie, specialitatea de boli infecțioase și laboratorul. Am avut norocul să ne întâlnim unii cu alții și, practic, unul dintre noi să devină liderul unei viitoare echipe. Este vorba de medicul specialist în boli infecțioase, doamna dr. Roxana Chiriș. Practic am început să elaborăm împreună algoritmii de diagnostic pentru fiecare tip de infecție, cum este toxoplasmoza sau infecția cu citomegalovirusul sau cu rubeola. Laboratorul a introdus niște teste noi care au făcut posibilă atât diagnosticul de datare a infecției, cât și diagnosticul de certitudine, de confirmare, fără de care nu se putea ajunge la un final cu cazurile respective. Din laborator, echipa de imunologie a fost cea care a participat activ la acest proiect. Care este câștigul în acest moment? Testările în exces sau testările insuficiente sau repetarea nejustificată a unor teste au fost înlocuite de algoritmi de diagnostic specifici pe infecție și pe caz. Testele de datare a infecției, cum este testul de abilitate și testele de confirmare, au exclus multe cazuri de întrerupere nejustificate a cursului sarcinii. În acest moment, pacientele beneficiază atât de consiliere, cât și de o monitorizare corectă, aplicată pe caz. Unele paciente chiar beneficiază de tratamente în cazul infecției cu toxoplasma gondii și, de asemenea, chiar nou-născuții pot fi testați în situațiile particulare. Orice pacientă care are un test TORCH pozitiv beneficiază de o echipă multidisciplinară și poate fi consiliată și poate fi monitorizată conform ghidurilor internaționale. Neavând toate elementele de diagnostic pentru aceste situații, era foarte greu să deciți dacă fătul va fi sau nu afectat de infecție. Și erau situații dramatice în unele cazuri. În acest moment se știe mult mai precis dacă există recomandarea cu adevărat de întrerupere sau dacă pacienta este într-o situație de false teste pozitive sau dacă pacienta poate să facă o terapie care să fie eficientă. În 2016, împreună tot cu doamna dr. Roxana Chiriș și cu o altă echipă multidisciplinară, am început un nou proiect, la fel de important, care se referă la screeningul pacienților purtători de bacterii multirezistente care aveau nevoie de intervenții chirurgicale. Practic, în această echipă coordonată de doamna dr. Chiriș, au făcut parte și fac în continuare parte epidemiolog, din medicină de laborator, echipa de bacteriologie, medicul infecționist, asistentul medical al spitalului, cu rol foarte important în medierea tuturor situațiilor, și echipa de consiliere clienți, ca un liant în această echipă.
Acest screening, practic, a identificat toți pacienții purtători sănătoși de bacterii multirezistente la tratament. Identificându-le, am putut să aplicăm toate măsurile necesare pentru a putea controla infecțiile din spital și portajele secundare care pot să apară. Proiectul este în derulare și acum, practic este eficient. Pacienții care urmează să fie internați în spitalul MedLife beneficiază de acest screening. Spitalul este păstrat curat și pacientul care este purtător al acestor bacterii multirezistente, în timpul intervenției chirurgicale scade foarte mult imunitatea și practic se pot infecta. Din purtători devin pacienți cu boală, ceea ce nu este de dorit. Și în plus de asta, aceste bacterii se transmit de la om la om, de la pacient la pacient, de la pacient la cadrele medicale. Deci este foarte important să pui diagnosticul corect și să aplici toate măsurile necesare ca să poți să controlezi această situație. În urmă cu 2 ani, ne-am înscris într-un alt proiect foarte interesant, de data aceasta cu o altă echipă multidisciplinară, coordonată de domnul dr. Mihai Vârciu, care este medic endocrinolog, și care și-a propus să identifice într-un mod activ pacienții cu hipertensiune arterială secundară. Din această echipă multidisciplinară fac parte foarte mulți medici, endocrinologi, cardiologi, medici interniști, medici de familie și din laborator, departamentul de biochimie. Laboratorul a participat la acest proiect achiziționând echipament nou de dozare specifică și și-a întocmit protocoale noi de lucru, astfel încât să facă față screeningului care urma. Pot să spun că după 2 ani de la derularea acestui proiect au fost identificate multe cazuri de hipertensiune arterială secundară de etiologie endocrină care până acum au rămas în umbră, adică în ultimii 10 ani foarte puține cazuri erau diagnosticate. Am crescut rata de a identifica corect astfel de cazuri, astfel încât am ajuns comparabil cu datele din literatura de specialitate, ca și detecție activă a unor cazuri de hipertensiune arterială secundară. În ultima perioadă, testele de laborator care au apărut pe piață sunt de o diversitate extraordinară. Testele de biologie moleculară, testele de genetică, testele de tip multiplex, testele de predicție sunt extraordinar de interesante și oferta a crescut foarte mult. În acest context al ofertei extraordinare a laboratorului, munca în echipe capacitează laboratorul în beneficiul pacientului, constituind baza medicinii mileniului III.